Yo no lo he a estudiar en el estadio, es un dinero ahí. Pero es que yo le parto que spune ceva și din viața lui. Eu spun din altă viață. Să suntem mai mult. Mai avem banii noștri. Da. Următorul, Constantin Ungureanu, e psiholog, așa, și a surprins în câteva cuvinte acele emoții la intrare în penitenciar. Sentimente, presentimente, deci mediul penitenciar și o figură în prospectivă. Am discutat asupra textului, este strict, într-o cheie strict personală, l-am lăsat să scrie așa, nu i-am tăiat nimic. Ascultați. Mersi și pe urmă să execut pedeapsa cu închisoarea, punem niște vagă se transformă pe repeziciune într-o furtună interioară. Totul via în interiorul meu ca iconul a unei tornare. În acest timp, fetița mea a legat ca o mățușă vărbire și prin parcuri cinstit. După un timp, cu astfel de trăiri interioare, am ajuns în fața porții închisorii. În timp ce polițiștii făceau pedarea mea către penitenciar, în mintea mea, milioane de gânduri mă nepădeau. Poveștile auzite despre ce se poate întâmpla în penitenciar, îmi dădeau fiori. Mai târziu, spre mulțumirea mea, avea să aflu că acele povești negre conțineau exagerări și nu erau adevărate. Suferințele erau alte și anume încercări disperate ale unor deținuți care voiau să născutești pe toate căile să-și dovedească nevinovăția, care din răspunsurile venite de la diferite comisii sau instanțe, nu le dădeau deloc speranțe. Iar mai apoi venea apocalipsa. Gurile lor se transformau în izvoare de păcă, ochii roșii poate voiau să le iasă din orbite și toate astea durau aproximativ 10 minute, după care s-a terminat din nou liniștea. Dar nu și în sufletul meu, pentru că la prima vedere mi se părea că se face o nedreptate. Iar pe lângă ei și eu, neputincios, voi păzi la fel. Să ne dovedim nevinovăția, adică să aflăm adevărul, dar oare adevărul este la fel ca fericirea, căci dacă fericirea o percepe individual și săracul și bogatul, fiecare în felul lui, fără să existe o instanță sau o comisie care să ne dea fericirea, atunci consider că cei care cred că tot la modelul fericirii prin dreptate sunt în eroare. Deoarece dreptatea este una singură și se bazează pe legi scrise în coduri, apoi trec în instanțe care verifică dacă au fost aplicate corect. Iar acum mă gândesc că poți să fii fericit când vrei tu, dar dreptate nu poți avea când vrei tu. Prima situație neașteptată a venit seara când toți povesteam despre noi și am observat că cei care se plângeau de nedreptăți omiteau să spună anumite detalii care ar fi fost în defavoarea uneia sau au fi deținut. În acest fel, am început să înțeleg că până nu ești sigur, este bine să nu întrebi ce se spune, pentru că mulți omit anumite anumite prin care ai putea vedea că nu au dreptate. Acum aveam prima lecție învățată și mă gândeam la mine și ce trebuie să fac cât timp voi fi în detenție. Într-o zi am stat de vorbă cu o doamnă psiholog, care urma să susțină programul Pașaport pentru Libertate. M-am înscris și astfel am făcut o alegere importantă. Parcurgerea programului m-a făcut să înțeleg că sunt vinovat și am reușit să-mi asum responsabilitatea. Apoi au dispărut și acele stări numitoare care le avea mai mult mintea mea, mi s-a limpezit, ca să pot vedea că acele lecții erau predate pentru a fi eliberat sufletește. Am ajuns să înțeleg că majoritatea deținuților vorbesc fără să spună nimic, iar asta îmi amintește de senatorul Davidov, care referindu-se la Congresul SUA, are o secțiune anecdotică. Ceva straniu se întâmplă zilnic aici. Unul dintre noi ia cuvântul și nu spune nimic. Și, deși ceilalți nici nu-l ascultă, sunt tot al împotrivei contrazicării lui BDR. Mulțumesc!